Salut prezența participanților și a oaspeților de onoare, unde avem acum în sală pe domnul președinte a raionului Ialoveni, domnul Anatolie Dimitriu. Vicepreședintele raionului Ialoveni, domnul Tudor Grigoriță. Reprezentantul secției cultură, doamna Sofia Mușat. Om emerit al Republicii Moldova, domnul Andrei Ungureanu. Domnul președinte, poftim cu un cuvânt de salut. Dați-mi voie să vă salut de pe această scenă frumoasă. Sunt onorat să fiu astăzi aici împreună cu dumneavoastră, toți cei care au făcut ca această ediție, cea de-a patra, într-adevăr, să fie una deosebită. Eu mă bucur foarte mult că împreună Consiliul Raional, Primăria Satului Horești și tot ce e implicat, eu vorbesc de oaspeții celor 14 colective din 8 raioane a Republicii Moldova, au făcut posibil ca această sărbătoare, care am început-o doar 4 ani în urmă, la nivel local, astăzi putem să numim, este o sărbătoare, un festival național. Și sunt convins că pe viitor, noi, cei care zi de zi lucrăm pentru a promova tradițiile și obiceiurile noastre naționale, vom da acestui festival și o conotație internațională. Eu sunt onorat, vă spun încă o dată, că astăzi, în această sală, mă uit, de acum nu sunt locuri și asta mă bucură nespus de mult, pentru că, an de an, acest festival minunat, în această zi frumoasă de toamnă, vom face tot posibilul să fie cu mult, cu mult mai frumoasă. Vreau să mulțumesc din suflet tuturor colectivelor, celor care au depus un efort nu de o zi și nu de două. Este vorba de ani de zi până vedem pe această scenă. Stimați horășteni și oaspeți, vă salut frumos la această frumoasă ediție, a patra ediție. Este o ediție frumoasă. Vreau să spun mesajul care l-au trimis aceste două colective extraordinare care ne reprezintă dansul, coreografia neamului nostru prin aceste figuri de dans, prin aceste frumoase costume. Ei ne poartă nouă mesajul rodului neamului nostru și a câmpului nostru. Dacă vedeți, prin dansul care l-au interpretat, prin coreografia lor, ne-au adus munca și truda neamului nostru la vița de vie, la mustul care noi îl servim și care noi astăzi, în miez de toamnă, ne bucurăm cu toții. Să devină din acest festival raional și, cum a spus domnul președinte republican, a artiștilor amatori, să devină un festival a întregii localități. Ca toată localitatea să iasă această festivitate din Casa de Cultură în întregul sat, în întreaga localitate. Să simțiți de-a binelea sărbătoarea locală a satului dumneavoastră. La mulți ani și mult succes!